Colleagues, and we are live. Hi, Excellencies, ladies and gentlemen. Dragi colegi, suntem în emisie directă. Excelențe, doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, sunt Lucia Produ și sunt moderatoarea a prezentului eveniment. Este o onoare pentru mine să vă salut la lansarea raportului global de dezvoltare umană 2020, numit Dezvoltarea umană, următoarea frontieră și antroposcena. Noi lucrăm împreună cu IPNUT Moldova, este o emisie directă pe pagina lor, de asemenea pe pagina MAIE și ambasadei SUE în Moldova. Evenimentul va avea trei părți. Cuvânt introductiv din partea partenerilor care au făcut acest eveniment posibil, raportul și discuția moderată, unde reprezentanții guvernului, cercurilor academice, societății civile vor discuta modalitățile de colaborare pentru a promova dezvoltarea umană în noua ieră. Dacă aveți întrebări la vorbitori, vă rog să le scrieți în chat, în live stream sau în secția întrebări și răspunsuri în evenimentul Zoom. Vă rog să vă prezentați și să specificați pentru cine aveți întrebare. Vom colecta întrebările, le vom anunța și vom asigura un răspuns. Evenimentul este în limba engleză și în limba română. Canalul de limba franceză în secția de traducere în partea de jos a ecranului pe Zoom. And now without further ado, for the first time in a relationship. Bine, și acum fără întârziere. Pentru prima dată în timp de o relație de 300 de mii de ani, deja nu mai formează planeta oamenii, ci invers. Deci, raportul pentru 2020 examinează modalitatea de navigare în această nouă eră, formarea relațiilor între oameni și planetă, cum mergem mai departe, astfel încât să putem transforma totul în progres uman. Vreau să-i ofer cuvântul domnului Gheorghe Leuca, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova, pentru un cuvânt de salut la evenimentul nostru de lansare. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul. Stimați oaspeți, excelențe, în primul rând vreau să vă anunț că din cauza schimbărilor neprevăzute în agenda excelenței sale, prim-ministrul în exercițiu al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, dumnealui nu putea să vă adreseze acest cuvânt introductiv și m-a rugat să fac acest lucru, deci voi face o prezentare din numele său. Excelențe, din numele Guvernului Republicii Moldova și din numele poporului Republicii Moldova, aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație și pentru oportunitatea de a ne exprima punctul de vedere și gândurile privind dezvoltarea durabilă umană a țării. Înainte de aceasta, aș dori să vă felicit la nivel global și la nivel regional cu acest accent foarte actual și narativul oportun din raportul privind dezvoltarea umană 2020 și să-i mulțumesc PNUT Moldova pentru sprijinirea organizării lansării naționale acestui raport global. Alegerile noastre în dezvoltare ne afectează direct și indirect ecosistemele în jurul nostru și sănătatea și bunăstarea oamenilor, inclusiv a viitoarelor generații. În rândul său, mediul reacționează la alegerile noastre și formează dezvoltarea durabilă și, prin consecință, calitatea vieților noastre. Lovitura triplă recentă a COVID-19 și a dezastrelor naturale, a secetelor și inundațiilor asupra unei țări mici, cum este Republica Moldova, au afectat sănătatea și educația și au avut efecte profunde negative pentru economie în întreaga regiune și cred că este o reamintire pentru noi toți, o reamintire privind vulnerabilitățile noastre și complexitatea provocărilor de dezvoltare cu care ne confruntăm. De asemenea, ne reamintește cât de vulnerabil este umanitatea atunci când vine vorba de dezastre naturale, de pericole legate de climă și boli. Republica Moldova
a asumat ambiția globală privind clima și a devenit cea de patra țară în lume care și-a prezentat contribuția determinată la nivel național pentru 2020, conform acordului de la Paris, alăturându-se insulelor Marshall, Norvegiei și Surinamului. Este un angajament curajos care accentuează ambiția țării să contribuie la efortul global și măsurile de răspuns la amenințarea schimbării climatice în contextul dezvoltării durabile, obiectivelor de dezvoltare durabilă și eradicării sărăciei. Începând cu 2000, țara a reușit progrese pozitive semnificative atunci când vine vorba de trei dimensiuni de bază ale dezvoltării umane durabile. Indicele dezvoltării umane al nostru a crescut constant și acum suntem o țară care face parte din grupul de țări cu indicele dezvoltării umane înalt. Dar circumstanțele necesită eforturi mai accelerate, practic pe toate obiectivele de dezvoltare durabilă, dar de asemenea și o mai multă ambiție pentru a sprijini realizări și a crește rezistența în fața riscurilor noi apărute. Citind raportul PNUD privind dezvoltarea umană globală în 2020, vedem că Moldova este menționată ca un exemplu de țară și națiune care realizează progrese sociale economice și în același timp urma sa de carbon și urma sa materială este comparativ și relativ limitată, ceea ce accentuează faptul că putem presa mai puțin planeta și clima. Dar totuși avem multe de îmbunătățit. Comportamentul consumatorilor este doar un aspect important. Modelarea unui astfel de comportament prin reducerea ineficiențelor este relevantă. Moldova, cu suportul PNUD, a reușit să desfășoare din cele mai de proporție experimente comportamentale din regiune de reducere a consumului de electricitate la nivel de gospodării casnice. Respectiv, am demonstrat că normele sociale duc la consum mai responsabil. Energia și securitatea energetică și securitatea alimentară sunt la fel de importante pentru țara noastră, pentru că suntem foarte vulnerabili și afectați de astfel de riscuri în procesul nostru de dezvoltare. Mergând mai departe, am dorit să punem accent pe câteva aspecte cheie. Recuperarea de pe urma crizei profunde cauzate de COVID-19 și de asemenea asigurarea faptului că noile oportunități pentru o dezvoltare umană mai durabilă sunt captate de țară și de oameni. Și recuperarea economică trebuie să fie legată de protecția mediului. Noi avem nevoie, într-adevăr, de un consens mai extins în rândul tuturor factorilor de decizie, începând cu partenerii de dezvoltare și terminând cu cetățenii de rând. Datorită suportului din partea PNUD-ului, a fost făcut recent o evaluare a impactului social-economic a COVID-19, care ne ghidează în luarea deciziilor bazate pe mai multe dovezi. De asemenea, trebuie să găsim noi modalități de sprijinire a progreselor, noi mijloace inovative care nu ne întorc la aceleași căi de dezvoltare, ci stimulează mai degrabă acțiuni cu referire la niște soluții mai verzi, mai prietenoase pentru mediu și climă, atunci când vine vorba de reacție la provocări de dezvoltare. O parte importantă a acestui proces este conectarea cetățenilor și sectorului privat, formarea încrederii în instituții și combaterea corupției la toate nivelele, modernizarea serviciului public și serviciile publice să fie conduse mai mult de dorințele cetățenilor, sprijinirea transformărilor digitale ale țării și a ofertei publice și așa mai departe. Noi avem un interes mare să intensificăm colaborarea noastră cu PNUD Moldova în ceea ce privește transformarea digitală și inovațiile în guvern. Al treilea lucru este accelerarea realizării ODD-urilor, extinderea dezvoltării umane în echilibru cu planeta prin soluționarea problemelor complexe de dezvoltare într-un mod mai sistemic, prin gândire de durată și prin acțiuni locale. Recent s-a făcut prima analiză națională voluntară a progreselor realizate de țară în contextul ODD-urilor și
Astfel, suntem sprijiniți de PNUD și de familia ONU în învățarea lecțiilor, realizărilor deja obținute și avem și sugestii privind opțiuni de accelerare. În final, din numele Guvernului Republicii Moldova, aș dori să le mulțumesc sincer Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru suportul consistent și continuu pentru Guvernul Republicii Moldova și poporului țării în această perioadă dificilă. Doamnelor și domnilor, contează cum procedăm mai departe. Noi, ca locuitori acestei planete, trebuie să decidem singuri pentru noi ce facem mai departe și pentru generațiile viitoare, ce fel de diferență vrem să realizăm, ce fel de condiții vrem să realizăm pentru copiii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule secretar Leucă, pentru această finalizare foarte înțeleaptă. Într-adevăr, Republica Moldova a reușit niște progrese foarte pozitive și a făcut angajamente curajoase în acest sens și cred că în acest dialog online vom avea un schimb de idei, vom face și un schimb de idei în privința creșterii economice și vom auzi mai multe despre acel experiment comportamental despre care l-ați menționat. Moldova este în programe de dezvoltare deja de decenii. S-au făcut studii în teren și această țară tânără a fost introdusă în concepte de creștere și dezvoltare durabilă. Și acum am plăcerea și onoarea să-i ofer cuvântul doamnei Dima Al-Khatib, reprezentant rezident PNUD Moldova. Doamna Al-Khatib, vă rugăm. Mulțumim, Lucia. Mulțumim și bună ziua tuturor. Domnule Leuca, domnule secretar de stat de excelență, doamna Ana Liberg, ambasadoarea Suediei, domnule Concesia, directorul raportului pentru dezvoltare umană, stimați colegi și oaspeți, suntem bucuroși că sunteți astăzi cu noi la lansarea raportului PNUD în postură de lider, raportul de dezvoltare umană global 2020, următoarea frontieră, dezvoltare umană și antropocenă. Este o onoare că avem aici și prim-ministrul de exercițiu și ambasadoarea Suediei și partenerii de și directorul pentru raportul global și reprezentanții cercurilor academice și societatea civilă și sectorul privat. Această ediție a raportului de dezvoltare umană este o ediție foarte specială pentru că vine împreună cu celebrarea celei de 30-a aniversare a acestui raport important. Această nouă privire asupra presiunii asupra planetei cauzate de oameni prin emisii de bioxid de carbon, prin consum material, este foarte important. Rapoartele de dezvoltare umană ale PNUD-ului în continuu pun sub semnul întrebării măsurile convenționale de asigurare a progresului uman. Abordarea care spune că, uite, trebuie doar să creștem PIB-ul sau producția, nu este bună. Avem nevoie de o abordare mai holistică, care ține cont de mai multe lucruri. Securitatea mijloacelor de subsistență, participare, inclusivitatea, distribuția resurselor și producția resurselor. Indicele de dezvoltare umană și indicii legați de acesta, care măsoară progresele umane, asigură o abordare complexă pentru evaluarea progreselor noastre în respectarea agendei 2030. În această nouă ediție, astăzi vom auzi o prezentare mai detaliată a rezultatelor raportului. Domnul secretar de stat a menționat acest lucru. Noi, de fapt, vedem că Republica Moldova a reușit progrese pozitive importante în ceea ce privește avansarea și susținerea dezvoltării umane. Indicele dezvoltării umane de 0,75 în 2019 a plasat Republica Moldova pe locul 90 din 189 de țări și acum este că țara este în categoria cu indice de dezvoltare umană înalt, dar pandemia
n-a afectat negativ progresele înregistrate deocamdată și viitorul oamenilor care locuiesc în Republica Moldova. În contextul pandemiei globale, în această perioadă tumultuoasă pentru omenire, noi am văzut schimbări alarmante pe planetă care au fost cauzate de creșterea crescândă a oamenilor și activităților pe planetă. Moldova, de asemenea, a văzut și niște secete și inundații severe, precum și alte dezastre naturale, care afectează irreversibil economie și societatea în general. COVID-19 probabil este un apel care urmează să ne trezească, un apel foarte semnificativ și de proporții la nivel global. Noi trebuie să ținem cont de mai multe aspecte, inclusiv contextul socioeconomic dificil și migrația masivă și, în general, situația socială-economică fragilă. Ținând cont de cei mai vulnerabili, de noi vulnerabili, consecințele acestui fenomen ar putea să rămână cu noi de ceva timp. Raportul spune că oamenii, prin comportamentul lor, creează tot mai mare presiune asupra planetei. Această presiune a devenit atât de intensă încât savanții consideră că Pământul deja a intrat într-o eră geologică nouă, o eră în care oamenii trăiesc în baza alegerilor lor, dar și o eră în care riscul dominant pentru noi este supraviețuirea noastră, conflictul sau lipsa de echilibru între oameni și interacțiunea lor cu planeta este motivul în spatele temei din acest an. Astăzi vom vedea și o filmare video despre modul în care oamenii percep anumite lucruri tematice. Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă sunt agenda care conduce dezvoltarea Republicii Moldova. Țara s-a angajat să realizeze ODD-urile și să asigure o societate democratică inclusivă și prosperă. Aspirația de integrare europeană pentru Republica Moldova de asemenea încurajează foarte mult și va forma o cale pentru o societate mai inclusivă și rezistentă. Se vor găsi niște abordări noi, mai sustenabile. Dezvoltarea social-economică actuală, paradigma actuală înrădăcinată în consum sporit și adesea irresponsabil, care este susținut de remitențe de peste hotare, ținând cont și de producție bazată pe modele învechite, deci modelul respectiv nu mai este sustenabil. Evenimentul de lansare de astăzi este o oportunitate de a concluziona, de a analiza vulnerabilitățile actuale și riscurile actuale pentru dezvoltarea umană și de a explora noile opțiuni pentru o dezvoltare sustenabilă mai verde în contextul social-economic. Eu sunt convinsă că eforturile colective și implicarea cu sens a tuturor factorilor de decizie și a cetățenilor și partenerilor ne va permite să continuăm să extindem alegerile oamenilor și libertățile oamenilor și vom ușura presiunea planetară în Moldova. Vă mulțumim, doamna Al-Khatib, pentru cuvântul dumneavoastră de salut. PNUD-ul mereu a fost un partener consistent pentru țara mea. Moldova, cu siguranță, are nevoie de toată asistența care poate fi oferită în acest sens, oferind inclusiv acces echitabil la educație, la dezvoltare și acum la dezvoltare verde, ținând cont de politicile de creștere și de recuperare de după criză. În acest an, Suedia a fost parteneră a lansării globale a raportului de dezvoltare umană și suntem onorați să o avem pe excelența sa, Anna Liberg, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, care este și co-gazda evenimentului de astăzi. Doamna ambasadoare, aveți cuvântul. Mulțumim, sper că mă auziți bine. Mai întâi vreau să vă spun că mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici la lansarea acestui raport de dezvoltare umană, lansare națională. Raportul știu că a fost publicat și vreau să salut și să felicit PNUD-ul și toată lumea care a contribuit la realizarea acestui raport important. Domnule secretar de stat, dragi colegi, doamnelor și domnilor,
În timpul lansării raportului de dezvoltare umană în anul trecut, decembrie, principesa regală a Suediei a spus că de la cel mai adânc colț al oceanului până la cel mai înalt punct pe munte, nu există loc fără provocări, dar este bine că mai avem timp să abordăm aceste provocări. Suedia se interesează de acest indice de dezvoltare umană, acum ținem cont și de urma de carbon și urma de consum material. Pentru că, de fapt, dezvoltarea umană nu este definită doar de bunăstarea oamenilor, ci și de bunăstarea planetei. În Suedia, noi încercăm să urmăm chemarea a raportului să remodelăm căile spre progres, să nu presăm atât de mult planeta și astfel trebuie să avem și oportunități care să nu asigure anumite schimbări. Și astfel să putem realiza obiectivele puse pentru anul 2025. Însă aș dori să accentuez necesitatea parteneriatelor pentru realizarea acestor obiective, necesitatea de a lucra pe canale multilaterale. Fiind donator bilateral, avem o agendă de colaborare extinsă cu Republica Moldova și mă mândresc cu colaborări cu mai mulți factori de decizie, unii sunt prezenți astăzi. Prin colaborarea pentru dezvoltare suedeză, noi susținem mai multe activități în Republica Moldova, mai ales în domeniul creșterii economice, asigurării egalității, asigurării activității societății civile. Noi facem acest lucru mână-mână cu politica externă feministă a Suediei, pentru că noi recunoaștem, dacă dorești să sprijini dezvoltarea economică, dacă dorești să vezi creșterea economică, dorești să protejezi mediul, dacă dorești să accelerezi dezvoltarea durabilă, trebuie să abilitezi femeile, trebuie să promovezi egalitatea de gen. Un alt aspect care este foarte important pentru dezvoltarea noastră, pentru cooperarea la nivel global, este protejarea mediului, protejarea biodiversității, atenuarea consecințelor schimbării climei. Noi suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă și încurajăm colaborări pentru reducerea vulnerabilității, marginalizării și sărăciei. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă. Doresc de asemenea să recunosc cea mai imediată provocare care trebuie să o depășim. Este vorba de pandemia de COVID-19. Pandemia a expus puncte slabe în societățile noastre peste tot și suferințele cauzate la nivel individual sunt pandemia, de fapt, o să ne impună să ne gândim altfel la norme sociale, la niște soluții și trebuie să știm cum interacționăm, cum respectăm natura și haideți să lucrăm împreună astfel încât generațiile viitoare să fie sănătoase, să aibă parte de viață prosperă, nimeni să nu rămână în urmă atunci când avansăm pe agenda 2030. Și aș dori să finalizez prin a spune că aștept cu interes continuarea discuțiilor, să vedem cum comportamentul nostru afectează planeta și cum putem aborda aceste provocări în Moldova. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de participare, pentru parteneriat și vă urez toate bune și aștept cu interes discuțiile ce urmează. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ambasadoare, pentru toate remarcele dumneavoastră în ceea ce privește perspectiva pentru viitor, pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga lume. Deci vă mulțumim de asemenea pentru acest suport de care a beneficiat Republica Moldova. Vrem să spunem că raportul cu privire la dezvoltarea umană 2020 are parte
parte de o aniversare și această aniversare, de asemenea, are parte de o schimbare în metodologie, deoarece acest raport este într-adevăr un produs al PNUD-ului și de astfel astăzi îl avem de asemenea și pe directorul PNUD al Oficiului Regional și vreau să-l salut acum pe directorul pentru Oficiul pentru Dezvoltare Umană din partea Oficiului Regional PNUD. Sper eu, domnul director, că ne auziți și puteți lua cuvântul. Vă rugăm! Lucia, vă mulțumesc mult, domnule secretar de stat, doamna Alcătab Dima, doamna ambasadoare, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a mă adresa dumneavoastră. După cum Dima a menționat, colegul meu Bentley, ceva mai târziu, vă va prezenta în detaliu acest raport de dezvoltare umană 2020. Dar eu doar vreau să evidențiez unele constatări cheie și vreau să mă axez pe trei mesaje cheie. Primul mesaj este că acest raport de dezvoltare umană 2020 poate fi perceput ca o invitație, astfel încât să abordăm acele provocări care parvin din pandemie COVID-19 și schimbările climatice, ca o reflexie pentru un moment de fără precedență în istoria noastră și istoria planetei. Deci acestea ar putea fi percepute ca probleme separate, dar ceea ce ne sugerează raportul de dezvoltare umană este că, de fapt, aceste presiuni duc la niște schimbări planetare și acestea sunt niște provocări. De ce? Deoarece ne afectează pe noi, ca populație, dar și întreaga planetă. Lucie deja a menționat faptul că deseori situația pe care noi avem acum este descrisă ca o etapă nouă. Și uite, noi, ceea ce caracterizăm în raportul nostru, încercăm să spunem despre emergența acestor noi riscuri în această nouă etapă. Și cum a menționat-o și secretarul general al ONU, într-adevăr, umanitatea acum are o influență de ce în ce mai mare asupra naturii. Dar, într-adevăr, vedem că COVID-19 a fost cauzat de un virus care a trecut de la animale la populație, dar, de asemenea, vedem că avem de ce în ce mai mare frecvență mai mare acestor boli zoonotice, care, din păcate, sunt din cauza acestei presiuni planetare. Al doilea mesaj cheie pe care aș dori să-l evidențiez se referă la faptul că aceste riscuri, de fapt, supraimpuse de către lumea noastră, de inegalitățile pe care le avem în lumea de astăzi. Și aceste inegalități sunt exacerbate de aceste riscuri și anume așa este situația atunci când vorbim despre impactul COVID-19 asupra dimensiunii de gen, deoarece de asemenea, cunoaștem că și schimbările climatice sunt cele care exacerbează inegalitățile. Inegalitățile sunt corelate cu lacunele în ceea ce privește consumul, în ceea ce privește poluarea și multe altele. Noi cunoaștem că aceste situații sunt în diverse țări acum prezente, uite, dar raportul ne spune că în cadrul țărilor sunt careva abordări care sunt mult mai eficiente decât altele. Deci am menționat că, într-adevăr, de exemplu, inegalitățile de gen sunt exacerbate din cauza COVID-19 și nu știm că poluarea de asemenea influențează în mod disproporțional diverse sexe și diverse minorități, dar de asemenea cunoaștem și că așteptarea, speranța la viață de asemenea afectează mai multe minoritățile rasiale și altele. Deci noi cunoaștem de asemenea că doar acestea au dus și la întreruperea de ecosisteme. Noi cunoaștem că, de exemplu, munca forțată de asemenea survine mai cu seamă în ecosistemele care sunt distruse. Și de asemenea să nu uităm că avem partea de pierdere de biodiversitate care deseori într-adevăr sunt merg mână în mână, pas în pas cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Deci cel de-al doilea mesaj, într-adevăr, vrem să spunem că avem parte de o lume care se confruntă cu niște inegalități enorme. Al treilea mesaj este că vreau să spun că doar acestea nu pot fi evitate. Dar depinde de alegerile noastre individuale și colective. Dezvoltarea umană deseori este percepută ca ceva ce se axează pe bunăstarea oamenilor, populației. Dar de asemenea să notăm că oamenii sunt motivul schimbării, promotării schimbării. Deci, de fapt, să notăm că
Oamenii sunt ca niște agenți, dar nu pacienți. Deci dacă oamenii sunt niște agenți ai schimbării, trebuie să le oferim condițiile pentru a realiza aceste schimbări. După cum deja s-a menționat, noi într-adevăr avem un nou indice în raportul de dezvoltare umană 2020, indicele de presiune planetară. Și acest indice este demonstrat pentru toate țările într-o anumită diagramă bidimensională, astfel încât să vedem cum această presiune poate fi descrescută, redusă. Deci raportul ne sugerează că într-adevăr noi putem să ne mișcăm în această direcție și cum o putem face? Prin a activa mecanismele spre schimbare și noi evidențiem trei mecanisme spre schimbare. În primul rând, să valorificăm normele sociale, acele norme sociale ale cu privire la utilizarea măștilor, distanța fizică, deci acestea s-au schimbat în ultima perioadă de timp, dar trebuie să le punem în vigoare. În al doilea rând, să avem parte de stimulări și reglementări în ceea ce privește subvenționarea pentru reducerea CO2 și, în final, ceea ce numim noi de dezvoltare umană bazată pe natură, adică să ne axăm pe ecosisteme, pe oportunitățile care ne se oferă de către ecosisteme. Astfel, pentru a concluziona, dacă avem puterea de a ne schimba planeta, atunci avem și puterea de a face diverse alegeri și chiar sper că acest raport de dezvoltare umană 2020 ne va arăta cum să continuăm să avansăm dezvoltarea umană, astfel încât să încercăm să facem față acelor aspirații care le avem în agenda de dezvoltare 2030. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule director, vă mulțumim într-adevăr și noi toate națiunile avem foarte multe de gândit pe parcursul viitoarelor luni, viitorilor ani, în ceea ce privește modelele economice de dezvoltare, dacă vrem să ne bucurăm de resursele acestei planete, deoarece într-adevăr este un efort planetar și într-adevăr este o sarcină destul de dificilă pentru a fi abordată. Are nevoie de eforturile tuturor națiunilor. Iar acum să trecem la prezentarea acestui raport și constatărilor de bază acestuia. Prezentatorul nostru de astăzi este un economist cu renume și anume domnul Bensley, care parvine din biroul regional PNUD pentru Europa și Asia Centrală. Domnule, aveți cuvântul și aveți la dispoziție 25 de minute. Vă mulțumesc mult! Este într-adevăr o plăcere pentru mine să mă aflu aici și să particip la acest eveniment și acum să încerc să partajez cu dumneavoastră prezentarea. Bine, domnule secretar de stat, domnule Luca, Dima, Pedro, colegi, doamna ambasadoare, este o plăcere pentru mine să particip la acest eveniment. Și haideți să încep prin a vă aduce aminte ce înseamnă dezvoltarea umană, doar ce vorbim despre raportul de dezvoltare umană. Este o paradigmă care plasează persoanele în centrul dezvoltării pentru a evidenția că persoanele atât sunt mijloacele cât și rezultatul dezvoltării. Și de asemenea pune accentul pe faptul că trebuie să extindem capacitățile persoanelor și oportunitățile persoanelor, nu doar numai în ceea ce privește creșterea PIB-ului, dar este și o paradigmă care ne oferă posibilitatea să valorificăm tot ce e posibil în viețile noastre și de asemenea este ceea ce este măsurat prin intermediul indicelui de dezvoltare umană, dar de asemenea și prin intermediul altor date și indicatori de dezvoltare umană, despre care vom vorbi astăzi. Arhitecții de bază acestei paradigme sunt domnul Mahmoud Al-Haq, care este primul șef din partea Oficiului de Dezvoltare Umană și, după cum am menționat, Medro Amartya Sen, care este beneficiarul al acelui premiul Nobel din 1998 pentru ceea ce a făcut pentru dezvoltarea umană. După cum s-a menționat deja, este al 30-lea raport, este aniversarea 30-lea aniversare pentru raportul de dezvoltare umană și acesta se axează pe încercarea de a înțelege care este matricea de dezvoltare umană, astfel încât să ne bazăm pe principiul de dirijare, echitate, inovație și mecanismele de bază acestea sunt cele de reglementare,
inovare, stimulente, sisteme bazate pe natură și, în cel de-al treilea rând, normele sociale, valorile și normele sociale. După cum Pedro deja a menționat, inegalitățile și presiunile plenătare deseori constituie un cerc vicios în care, din păcate, dezbalanțul social și plenătar se reconsolidează unul pe altul. Din aceste considerente, să nu uităm că chiar dacă vorbim despre persoane care locuiesc, de exemplu, în anumite zone care sunt supuse uraganelor, sau dacă vorbim despre persoanelor care se preocupă de agricultură de subsistență, toate sunt, într-adevăr, afectați de acest cerc vicios. Măsurăm, după cum am mai spus, indicele de dezvoltare umană. Dar ce reprezintă acest indice? Deci este o măsurare a abilității persoanelor de a trăi niște vieți lungi și productive cu trei dimensiuni: sănătatea, educația și standardele de trai. Dacă o țară are cel mai bun score pentru toate cele trei dimensiuni, atunci acest indice va fi de 1,0. Aceste trei dimensiuni sunt măsurate prin diversi indicatori, cum ar fi speranța de viață la naștere, care sunt perioada medie de școlarizare, care sunt anii conscontați de școlarizare și, de asemenea, venitul național per capita. Deci aceștia sunt indicatorii că pentru și datele care au fost colectate din sursele naționale, din birourile naționale de statistică și din partea altor agenții pentru toate aceste indicatori, de exemplu, surse din partea FMI, UNICEF, UNDESA și multe alte agenții, de exemplu, și noi, în calitate de PNUD, am încercat să utilizăm toate aceste date. Deci nu noi am fost cei care am colectat aceste date pentru toți acești indicatori, dar noi ne-am bazat pe alte agenții și pe alți actori care au un mandat în această ordine de idei. Bine, cum de fapt Republica Moldova se compară cu alte țări din vecinătate în ceea ce privește acest indice? Dacă ne uităm la cele mai recente indice din 2000 până în 2019, observăm de asemenea că Suedia, de exemplu, are un indice de 0,95, ceea ce a corespund pentru o clasificare la nivelul 7 din toate țările, iar din țările din vecinătate și din țările precum sunt Republica Moldova, cele care au acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și acele acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană, vedem astfel de țări, precum este Georgia, care, de asemenea, se califică într-un nivel de dezvoltare umană destul de înaltă, deoarece este clasificată la categorie 6-1, Georgia, iar Ucraina și Republica Moldova sunt clasificate în dezvoltare de umană înaltă, dispunând de un indice de 0,75 și 0,78, fiind pe locul 77 și, respectiv, pe locul 90 în clasificarea generală. Republica Moldova, într-adevăr, se evidențiază în acest grup, deoarece, într-adevăr, a avut parte de un progres rapid cumulativ pentru indicele dezvoltării umane între 2000 și 2019. Deoarece vedem că lumea în mediu a avut parte de un indice de general de circa 14,4%, procente, dar în Republica Moldova avem un progres cumulativ de creștere de circa 17%, care se compară foarte bine cu țările vecine. Dar acum întrebarea este dacă Republica Moldova menține această creștere în continuare. De asemenea, ne facem griji cu privire la presiunile planetare, dar de asemenea să nu uităm de inegalități. Și acest indice de dezvoltare umană ar putea fi ajustat pentru inegalități. Prin intermediul acestuia, indice de dezvoltare umană e ajustat la inegalitate, care reduce, de fapt, aceste indice conform celor trei componente. Diferența între indicele de dezvoltare umană și cel indice care este ajustat la inegalități poate fi percepută ca o pierdere potențială în dezvoltarea umană din cauza inegalităților. Deci, pe plan global, acest
pierdere este derivă dintre diferența între indicele de dezvoltare umană și indicele care este ajustat la inegalități și observăm că această reducere este de circa 20,4%. Reducerea pentru Republica Moldova în ordinea de date de idei este de doar 10%, iar majoritatea vecinilor Republicii Moldova au într-adevăr alte o reducere și acest fapt ne arată că, de fapt, Republica Moldova are o situație destul de bună. Vedem că, în cazul Republicii Moldova, această reducere, mai cu seamă, survine din cauza celor inegalități care sunt în venituri, de asemenea, celor inegalități pe care le avem în ceea ce privește educația și speranța de viață. Deci, din păcate, într-adevăr, avem parte de destul de multe inegalități când vine vorba despre educație. Mai cu seamă dacă vorbim despre inegalitatea de gen. Și aici ar trebui să ne uităm la indicele de egalitate de gen, care este destul de important atunci când încercăm să comparăm scorurile pentru bărbați versus femei și vedem că aici Republica Moldova are un scor destul de bun. Deja de destul de multe ori am menționat despre aceste indice de dezvoltare umană care s-a ajustat la presiunile planetare și acest fapt a implicat necesitatea să avem o nouă metodologie și cum Pedro deja a menționat, noi am încercat să evaluăm această situație globală în care avem parte de o dezvoltare umană în creștere, iar indicele de dezvoltare umană ajustat la presiunea planetară, din păcate, deviază de înțelese mai mult de indicele de dezvoltare umană. Deci, în acest grafic, încercați să observăm cum avem această reducere, această deviere între indicele de dezvoltare umană și indicele de dezvoltare umană care este ajustat la presiunile planetare. Sunt țări care au o deviere destul de mare, altele sunt cu o deviere mai redusă, dar să nu uităm că, într-adevăr, pentru unele țări presiunile planetare este destul de mică, însă pentru altele țări avem o dispersiune din ce în ce mai mare care ne arată parte de faptul că într-adevăr, avem niște presiuni planetare enorme. Ce înseamnă acest fapt? Noi încercăm să ajustăm indicele de dezvoltare umană cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră și, de asemenea, la amprentele materiale. Ceea ce observăm, după cum am menționat, într-adevăr, această presiune planetară este în creștere odată cu sporirea dezvoltării umane. Și atunci apare întrebarea, oare este posibil să separăm progresul dezvoltării umane de presiunile planetare? Și se pare că, într-adevăr, în anumit sens, e posibil, dar este mult mai ușor să observăm acest fapt când ne uităm la datele globale pentru emisiile de gaze cu efect de seră și pentru amprentele materiale. Și acum vom încerca să abordăm aceste tendințe în detaliu. Pentru Moldova și unele țări din vicinătate. Aici avem parte același grafic, acești diagrame cu această linie la 45 de grade care ne arată care sunt presiunile planetare care pot influența sau nu dezvoltarea umană și de asemenea vedem că în comparație cu vecinii săi, pierderile pentru dezvoltarea umană sau implicațiile pentru dezvoltarea umană asociate cu presiunile planetare pentru Republica Moldova sunt destul de reduse, deoarece, într-adevăr, avem această lacună între diagrama de la 45 de grade și punctul unde se află Republica Moldova este destul de mică în comparație cu vecinii Republicii Moldova. Ceea ce este interesant să vedem, clasificarea țărilor vis-a-vis acestea schimbări planetare. Și anume, observăm că în rândul multor vecini din Republica Moldova avem parte de o situație îmbunătățită și Republica Moldova are o îmbunătățire destul de mare dacă vorbim despre această corelare între indicele de dezvoltare umane și indicele de dezvoltare umane care este ajustat la presiunile planetare.
Vedem și că Georgia, într-adevăr, are parte de o reformă în această ordine de idei, de asemenea, destul de bună. Deci, într-adevăr, Republica Moldova trebuie să fie mândră de aceste realizări, dar, după cum vedem noi în graficul de pe stânga, oricum încă mai avem diferența între axa la 45 de grade, care ne arată care ar fi, ne-ar arăta cum ar fi situația în Republica Moldova dacă nu avem parte de presiunile planetare. Deci, vedem că Republica Moldova, într-adevăr, încă mai are spațiu de îmbunătățire în aceste ordine de idei. Și am menționat ceva mai devreme despre faptul dacă este posibil să separăm progresul de dezvoltare umană de presiunile planetare și se pare că, într-adevăr, este ușor să o facem dacă ne-am uitat la datele în ceea ce privește emisiile gazelor cu efect de seră versus gestionarea deșeurilor de pe altă parte. Deci am încercat să vedem aici schimbările în emisiile de gaze cu efect de seră per capita între 2000-2017. Și în medie observăm că aceste emisii de gaz sunt influențate de schimbările climatice, dar la nivel per capita nu observăm niște schimbări enorme în baza datelor de care dispunem. Însă, pentru un șir de alte țări, precum ar fi țările din OECD, cum ar fi Suedia, dar de asemenea și țările vecine, și anume România și Ucraina, se vede că este o reducere în ceea ce privește emisia de gaze cu efect de seră per capita per parcursul acestei perioade de timp. În Republica Moldova nu avem astfel de schimbări, nu avem astfel de schimbări în ceea ce privește nivelul per capita. Să sperăm că țările, într-adevăr, cum sunt Ucraina, țările precum sunt România, într-adevăr, tind să reducă mai semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră per capita, ce este foarte important în momentul de față, deoarece, într-adevăr, noi ne preocupăm acum cu provocările care, într-adevăr, sunt induse de schimbările climatice. Deci, da, într-adevăr, indicele de dezvoltare umană poate fi separate, mai cu seamă de ceea ce ține situația în ceea ce privește emisia de gaze cu efect de seră. Însă este un pic mai dificil să separăm acest indice în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, deoarece, după cum observăm în această diagramă, pentru aceeași perioadă de timp, media globală pentru schimbarea amprentei materiale per capita a fost de 11%, deci în mediu populația a utilizat cu 11% mai multe din bogăția naturală a lumii și avem parte faptul că în această perioadă de timp oamenii au utilizat cu 11% mai multe din resursele naturale, dar este și o știre bună, deoarece astfel de țări precum Suedia au reușit să reducă acest nivel. Deci nu este situația pe plan global la fel în toate țările, dar oricum vedem că avem parte de careva îmbunătățiri, deoarece și Republica Moldova a încercat să facă față acestei situații și vedem și că în cazul vecinilor a Republicii Moldova ni se sugerează că într-adevăr este o provocare, astfel încât să facem față cu aceste provocări ce țin de schimbările climatice, de gestionarea deșeurilor și de faptul cum am putea să luăm decizii în ceea ce privește consumul persoanelor, în ceea ce privește posibilitatea municipalităților să gestioneze deșeurile, să le recicleze, astfel încât să le reducă, să le reutilizeze și să recicleze bunurile care sunt utilizate în țară. Să ne gândim ce se întâmplă cu plasticul, ambalajele și multe alte materiale pe care noi le utilizăm, cu diverse materiale. Și acum vreau să concluzionez cu câteva sugestii cu privire la ceea ce ar putea fi de făcut pentru țările precum este Republica Moldova și vecinele sale. Deci, într-adevăr, trebuie să avem parte de o agendă, astfel încât să abordăm aceste presiuni planetare, astfel încât să nu reducem posibilitățile de dezvoltare umană a persoanelor în ceea ce privește speranța de viață și educația. Deci, într-adevăr, să nu uităm că acesta indice este foarte important, el are o mare importanță pentru reglementări, pentru normele sociale și pentru valorile sociale. Și dacă ne uităm la stimulente, atunci, într-adevăr, trebuie să ne gândim la posibilitatea de reducere a subvențiilor pentru carburanții fosili. Trebuie să ne gândim la oportunitatea de a reduce
a stimulentelor oferite în mod greșit pentru utilizarea unor astfel de carburanți. Deci, dacă ne uităm la datele din partea FMI, pentru subvențele în ceea ce privește astfel de carburanți fosili, observăm că avem datele din 2015 și 2017. Deci, vedeți aici meriile pentru aceste date și vedem că subvențele sunt arătate în roșu, iar celelalte costuri sociale, costurile de poluare, de congestie și de multe altele sunt arătate și indicate aici în albastru. Ceea ce observăm este că Republica Moldova se compară în mod favorabil cu celelalte țări. Oricum, vedem că, într-adevăr, încă mai avem 2% din PIB care este dedicată drept subvenționare pentru carburante fosile, ceea ce sugerează că am putea să facem mai multe în ceea ce privește stimulentele în această ordine de idei. Și, de asemenea, vedem că o bună parte din PIB este pierdută din cauza poluării și din cauza altor forme de presiuni planetare. Deci, dacă am putea să reducem aceste subvenții pentru carburanții fosile în Republica Moldova și vecinii, atunci am putea, într-adevăr, să reducem finanțarea inegalităților, astfel încât să sporim stimulentele pentru protecția socială, pentru asistența socială și, de asemenea, astfel încât să avem parte de o avânt în crearea locurilor de muncă, astfel încât să avem parte, de asemenea, reducerea în ceea ce privește subvenționarea carburantelor fosile ar putea de asemenea să susțină investițiile în gestionarea apei, energiei regenerabile, eficienței energetice și ecoturismului. Deci toate aceste sugestii care derivă din raport ar putea fi destul de favorabile pentru Republica Moldova. Dacă să vorbim despre reglementare, să nu uităm că planificarea urbană are nevoie de o bună reglementare, reglementarea modului în care este utilizat spațiul urban. Și nu trebuie să ne gândim la planificarea urbană ca o planificare pentru creștere, pentru dezvoltare. În Republica Moldova și în multe țări vecine, multe merii urbane, de fapt, se reduc. Deoarece persoanele avem parte de persoane care pleacă din țară, avem persoane care pleacă din orașelele mai mici spre orașele mai mari și din aceste considerente noi trebuie să le acordăm atenție, deoarece multe orașe încearcă să utilizeze aceste spații care sunt necesare, astfel încât să fie utilizate spațiile pentru biodiversitate. Deci trebuie să vedem cum o facem, în mod spontan sau într-un mod mai planificat, astfel încât să avem parte de spații mai verzi, astfel încât să reducem aceste presiuni planetare la maximum. Reglementarea, de asemenea, ține de fortificarea reglementărilor în gestionarea deșeurilor și finanțarea pentru aceste reglementări. Normele sociale și valorile sociale. Cum să facem în Republica Moldova expresia de a reduce, reutiliza și recicla ca o frază care este cunoscută de toate gospodăriile, deoarece noi cunoaștem că, într-adevăr, normele sociale sunt normele care trebuie să fie acceptabile, care să fie cunoscute și trebuie să fie acceptabile atât de mediul urban cât și de mediul rural. De exemplu, cum să facem astfel încât doar aceste norme cu privire la reciclare să fie acceptabile. Dar normele sociale, de asemenea, mai țin de implicarea cu comunitatea locală. Cum am putea să găsim careva soluție care să fie bazate pe natură, care sunt atât de importante pentru silvicultura durabilă sau care sunt atât de importante pentru dezvoltarea ecoturismului. Deci doar acestea sunt niște sugestii concrete care ar putea fi utile pentru Republica Moldova și unele din vecinii aceștia, astfel încât să avem parte de o bună dezvoltare chiar și pe aceste timpuri atât de dificile. Atunci când ne gândim cum am putea să ne recuperăm de pe seama pandemiei și să vedem cum am putea să avem parte de o recuperare ecologică. Dacă ne dorim să facem, atunci trebuie să ne punem întrebarea unde este spațiul fiscal care ar putea fi utilizat pentru această tranziție la o recuperare verde și ecologică.
Deci, în primul rând, trebuie să vedem care este acest spațiu fiscal. În primul rând, ar trebui să ne uităm care este deficitul în spațiu fiscal și aici rolul FMI-ului este foarte important, deoarece el a prognozat un declin în ceea ce privește deficitul fiscal în Republica Moldova de la 8% PIB în 2020 până la 4,3% în 2021. Ceea ce sugerează că avem acest proxy pentru spațiu fiscal care se va reduce cu circa 3,7% a PIB-ului în 2021. Deci poate că acesta, dacă pandemia va continua și la sigur că va continua și în primele luni ale 2021, atunci creșterea PIB-ului nu cred că va fi atât de mare. Și recesiunea va continua. Și atunci, dacă acest factor vine, atunci vom avea parte de un spațiu fiscal și mai redus. Și atunci vom avea mai puțini bani pentru soluțiile ecologice pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Și atunci observăm și aceeași tendință și în rândul vecinilor Republicii Moldova. Deci aceste 3,7% din PIB, într-adevăr, vedem că este o rată destul de mare pentru Republica Moldova ca o reducere a spațiului fiscal, dar vedem că este în conformitate cu acele rate care sunt înregistrate și de vecinii Republicii Moldova. Dar să nu uităm că trebuie să punem accentul pe utilizarea strategică a resurselor fiscale, trebuie să avem parte de o gestionare a finanțelor publice, care să fie în conformitate cu ODD-urilor, astfel încât să avem parte de o dezvoltare durabilă. Dar de asemenea să nu uităm că trebuie să ne axăm și pe acele remitențe, deoarece remitențele atunci când vin în Republica Moldova să fie însoțite și de alte finanțări, astfel încât să conlucrăm cu cu comunitățile locale și cu guvernul, astfel încât să utilizăm la maximum și cu cea mai bună valoare aceste remitențe. Deoarece, într-adevăr, avem parte de bune practici în Republica Moldova și acestea sunt replicate și sunt extinse și în alte țări. De asemenea, să nu uităm despre faptul că avem nevoie de reforme în continuu pentru guvernare în Republica Moldova, astfel încât să îmbunătățim climatul de afacere pentru ca să atragem capitalul privat, astfel încât să găsim acele fonduri care trebuie să fie utilizate pentru dezvoltare umană. Și acum concluzionez prezentarea mea și cred eu că acum am avea un bun spațiu pentru discuție. Vă mulțumesc și acum aștept cu nerăbdare să aud despre bunele eforturi care sunt depuse în Republica Moldova, astfel încât să reducem presiunile planetare și să sporim acel indice de dezvoltare umană. Thank you very much for a very interesting and insightful. Mulțumim pentru o prezentare foarte interesantă cu multe informații, domnule Slay. Dacă era să avem acest element uman în atitudinea noastră față de planetă, toată imaginea era să se schimbe semnificativ. Trebuie să vedem cum consumăm, cum folosim resursele și ce facem cu deșeurile aici în Republica Moldova, dacă dorim să ne dezvoltăm într-un mod sustenabil și să vedem ce alegeri facem. După cum am menționat, Ben, reducem, refolosim, reciclăm, asta ar putea fi o cale înainte și o idee în care am putea investi. Lipsa de echilibru s-a simțit acut în anul 2020, atunci când a început pandemia de COVID cu care trăim încă astăzi. Atunci când țările planifică recuperarea, trebuie să caute modalități de a se recupera într-un mod mai sustenabil și mai echitabil. Și înainte de a trece la discuția de experți, colegii de la PNUD au pregătit un film scurt, un video cu opiniile moldovenilor despre antropocen. Știu ce înseamnă acest cuvânt, dacă sunt de acord cu aceea că ori trebuie să facem ceva, ori ne vom confrunta cu consecințele. Colegi, vă rog să privim filmul. Antropocen, nu știu ce înseamnă. Antropogen? Din păcate, nu știu. Antropocen, nu. Dacă nu știu despre ce merge vorba, nici nu pot spun, e de bine sau de rău. Antropocen. Sună mai mult ca un tipaj de om, antropocen. Ceva legat de un tip de om. Определение какое-то.
Явно. Антропоцен, parcă generația în vârstă. Antropoc, nu știu. Nu. Păcate nu pot spune. Antropocen, nu știu ce înseamnă. Bine, ar avea legătură cu omul, pentru că e un element de compunere. Antropo, care presupune om, dar nu știu ce ar fi antropocen. Antropogen, aș putea să speculez. Antropocen. Antropocen. Chiar nu am idei. Сегодня человек на природу, факт. Быть более ответственным. Омула супранатури. На момент де фац всем здерел. Полуяза натура. Пин тоати модалитет ли посибили. Кер ж пижо свой тат, ну мегу, ну яком меш писто тот гасеш. Ну кем де фац, кстати, ку омул фацит натура. Ну че мод? Мод, ка диструджи тот. Омул фаче модификари натура, кари са-и кореспунда нечестеслор сале витале. Spre exemplu, chiar tot ce vedem noi în prejur este o modificare a naturii efectuată de către om, de cel mai deseori cu efecte negative. Omul, desigur, tătră omul face. Păi nu ține nimic, nici curățenia, nici igiena, nici absolut nimic. Deci unde merge numai sticle, numai țigări, numai hârtii, numai... Deci e o dezordine totală. Deci nu înțeleg de ce, că deci lumea pleacă după hotare, vede ce curățenie. Cum lumea locuiește, în ce și le place și când vin aici arunc tot pe jos. Om asupra naturii, cred că natura asupra omului, eu așa cred. Pentru că uneori noi, oamenii, nu putem face nimic împotriva naturii. Plouat, a fost ceva care ieșit din comun, padiun cu tremurul, nu știu, dar omul nu poate face nimic împotriva naturii, absolut nimic. Prea complexă problema ca să reducem la doi termeni care pur și simplu se antrenează într-un raport de forțe. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Mulțumesc colegilor de la PNUD Moldova pentru acest vox pop scurt. Vedeți că majoritatea moldovenilor sunt de acord cu aceea că oamenii afectează planeta și afectează și calitatea noastră a vieții și starea noastră de bine. Și asta corespunde cu înstatărilor raportului. Noi nu suntem un jucător industrial sau financiar mare, noi nu suntem un poluant mare, o sursă mare de poluare. Și oricum, pandemia a exacerbat vulnerabilitățile existente și a creat dificultăți pentru economia mică a Republicii Moldova. Ne-am confruntat cu secetă, cu inundații, cu alte dezastre naturale care au afectat și economia și societatea. Și astfel punem sub amenințare progresele noastre spre o societate mai progresistă. Și acum trebuie să discutăm cu diverse grupuri ale societății, cercurile academice, guvernul, administrația locală, societatea civilă, sectorul privat. Trebuie să vedem cum Republica Moldova poate atenua provocările cu care ne confruntăm, după cum arată raportul nostru din 2020. Perspectivele de recuperare verde a țării vor fi un subiect de interes. O să vedem de asemenea cum putem modela consumul uman în generațiile viitoare. Ne vom axa pe energie și securitatea apei în dezvoltare durabilă în a țării noastre. Fiecare prezentator va avea 5 minute pentru intervenție. Și cât discutăm, așteptăm întrebările dumneavoastră pentru secțiunea de întrebări și răspunsuri. Colegii moderatori vor colecta întrebările, mi le vor transmite și eu deja le voi adresa destinatarului. Vreau să încep cu profesorul Dorin Vaculovski, doctor în economie, profesor la Academia de Studii Economice în Republica Moldova. Salutare, domnule profesor Vaculovski! Bună ziua tuturor!
Domnule Vakulovski, am o întrebare pentru dumneavoastră. I have a question for you. Our children are told that we are still copiii living... noștri învață la școală că toți suntem în era Holocenului. Dar raportul global spune că, de fapt, trecem într-o nouă eră, în era antropocenului, era omului. După cum ați văzut în video, noțiunea respectivă nu este cunoscută moldovenilor, dar asta nu înseamnă că oamenii nu cunosc conținutul acestui concept. Cum dumneavoastră înțelegeți antropocenul? Cum explicați dumneavoastră acest concept, inclusiv copiilor dumneavoastră, așa mai simplu? Vă rog. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Stimați participanți, vreau să vă spun că și termenul de holocen tot nu este un termen foarte popular, deoarece el este mai mult un termen pentru cercuri restrânse, deci ecologiștii sau geologii, fiindcă este vorba despre o eră geologică, holocen și antropocen. Eu salut, desigur, că autorii care au utilizat acest termen și l-au legat cu conceptul de dezvoltare umană, fiindcă ei probabil au nimerit-o foarte la țanc. Cu toate că termenul a apărut un pic mai devreme, pare-mi se prin anii 90, am uitat cine l-a lansat, evident că termenul ăsta devine tot mai omniprezent în viața noastră, deoarece noi observăm câte evenimente, cataclisme globale se întâmplă pe globul pământesc, începând cu tsunami din 2003 în Oceanul Indian, Katrina în Statele Unite ale Americii, același COVID, pandemia COVID, dar putem aici numi foarte multe evenimente legate inclusiv de schimbarea climei. Tot atunci ecologiștii pot să spună și despre diminuarea drastică a biodiversității, foarte multe specii, animale, de animale și plante dispar și lucrul ăsta restrânge, astfel încât într-o perspectivă poate îndepărtată va rămâne pe globul pământesc doar o singură specie, omul. De ce? Fiindcă de ce se întâmplă lucrul ăsta? Ca rezultat al impactului omului asupra naturii. Și iată, din punctul ăsta de vedere, antropocen, asta este următoarea eră geologică, dar bine, având un impact foarte mare și asupra echilibrului social, asupra echilibrului economic, numai decât va conduce și la alte tipuri de provocări pe care noi trebuie să le conștientizăm că vor avea loc, să ne învățăm să facem față la ele și să ne învățăm a trăi într-un nou context social, ecologic și așa mai departe. Vedeți că atitudinea față de natură, ea trebuie învățată, nu zadar. Haideți să vorbim despre anii 60-70, fiindcă atunci, eu consider că atunci a fost apogeul industrializării. Atunci oamenii de știință au bătut alarma vis-a-vis de problemele ecologice. Vorbim aici despre Clubul de la Roma, vorbim aici și despre economistul Nicolas Georgescu Roger, vorbim aici un pic mai târziu de raportul Brundtland, care a dat imbold la lansarea conceptului de dezvoltare umană, Lester Brown și așa mai departe. Adică problemele legate cu dezechilibrele dintre climă și spațiul uman, ele au început să apară atunci. Și iată, dacă omul nu atrage atenție la aceste dezechilibri, natura singură se echilibrează. Mai că ea se echilibrează în detrimentul omenirii. De ce noi trebuie să conștientizăm lucrul ăsta? Trebuie să ne învățăm. Nu în zadar raportul spune, haideți să redimensionăm conceptul de dezvoltare umane. Hai să redimensionăm indicatorii dezvoltării umane. Și nu numai al dezvoltării umane, dar și ai dezvoltării economice, ai dezvoltării sociale. Nu în zadar autorul, prezentatorul raportului a spus despre inegalități,
de ce inegalitățile pot genera anumite dezechilibre între ecosistem și omenire. De ce problema egalității de gen este atât de actuală astăzi? Și vom vorbi în cazul de față și de problema ocupării. Problema altor tipuri de relații și nu în ultimul sens metodelor de intervenție a autorităților publice în viață de zi cu zi a oamenilor. Aici este vorba și de politici, dar și de comportamente, atitudini și valori. Iată ce aș spune eu studenților. Thank you, professor. As we are entering this new era... Mulțumim, domnule profesor. Intrând în această nouă eră, care ar trebui să fie acel spectru de abilități pentru lucrători în piața muncii, ținând cont de acele schimbări cu care ne confruntăm, care vin? Și dacă dumneavoastră vedeți cumva suficient de clar o cale pentru recuperare care să fie și verde, dar și rapidă. În două minute, vă rog, dacă reușiți. Mulțumesc! Eu vă dau un singur exemplu. La o lecție de piața muncii, un student, într-o prezentare, găsind niște date, spune că în Statele Unite ale Americii, în următorii 10 ani, se așteaptă dispariția 85% de joburi și apariția altor. Nimeni nu știe care vor fi următoarele joburi. Din punctul ăsta de vedere, concepția pregătirii profesionale de mai departe trebuie regândită, depus accent pe altceva, pe abilități, competențe și mai competențe intelectuale, creative, de adaptare, de comunicare și mai puțin acele înguste profesionale care erau specificii societății industriale atunci când omul realmente deservea utilaje, adică era o anexă a mașinii. Știți, ca în filmul cel cu Charlie Chaplin, Timpuri Noi. Asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, pur și simplu trebuie depus alte accente pe creativitate, libertate și asta. Probabil ai răspuns la întrebare. Thank you. Thank you very much for your remarks, professor. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru comentariile dumneavoastră. Acum aș dori să rog pe doamna Lilia Pali, care este secretarul general a Ministerului Economiei și Infrastructurii în Republica Moldova, să ne spună câteva cuvinte. Salutare, doamna Pali. Noi, cei din țara noastră, noi tot ne gândim la această paradigmă actuală de dezvoltare socială-economică. Cum putem să o facem mai sustenabilă? Acesta a fost centrul atenției a guvernului nostru, a politicienilor, a oamenilor de afaceri, a societății în general. Dumneavoastră, cum credeți? Care ar fi stimulenții pentru recuperare mai verde, ținând cont de acea criză profundă care a fost indusă de COVID-19? Care ar fi acele ingrediente pentru o nouă paradigmă mai verde pentru dezvoltare social-economică, pentru o Moldovă mai durabilă în viitor? Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment și pentru întrebările care le-ați adresat. În primul rând vreau să încep cu a spune că apreciez foarte înalt lansarea la nivel național a celei de-a 30-a ediție aniversară a raportului de dezvoltare umană. Vreau să menționez că dezvoltarea umană durabilă presupune, în primul rând, că dezvoltarea este făcută pentru oameni și implică participarea acestora la rezultatele economice și la distribuirea echitabilă a veniturilor. Totodată, toate aceste procese impun presiuni periculoase asupra planetei. Respectiv, consider că perspectiva nouă experimentată în raport prin acest indice de dezvoltare umană din acest an este extrem de elocventă. Raportul susține că pe măsură în care oamenii și planeta intră într-o nouă epocă, epoca oamenilor sau epoca antropocenului, este timpul ca toate țările să-și reproiecteze calea pe care o urmează spre progres și transformare. Aici aș vrea să menționez că Republica Moldova este mai norocoasă, fiindcă noi deja avem o strategie națională Moldova 2030,
care este un document de planificare strategică pe termen lung, care a fost elaborat de guvern cu suportul PNUD Moldova, care a venit cu o nouă abordare, promovând dezvoltarea umană ca o paradigmă de alternativă în raport cu concepția clasică a dezvoltării. Strategia aceasta este centrată pe calitatea vieții, având la bază principiul ciclului de viață ale omului, drepturile și calitatea vieții acestora. V-aș reaminti că strategia este bazată pe 4 piloni: economia durabilă și inclusivă, capital uman și social robust, instituții oneste și eficiente, deci tot ce ține de statul de drept, și nu în ultimul rând, al patrulea pilon este mediul sănătos, care cuprinde deci acțiuni pentru asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur. Această strategie reflectă, de fapt, contribuția Republicii Moldova la realizarea agendei de dezvoltare durabilă 2030, respectiv ea transpus în cadrul național de planificare strategică pe același orizont de timp până în 2030, principiile, țintele și acceleratorii dezvoltării. Anul 2020 a venit cu această provocare fără precedent, pandemia COVID-19, care a schimbat reperile în care trăim. Consider cu certitudine că soluția pentru actuala criză, pentru reconstrucția care urmează, dar și pentru prevenirea unor situații similare în viitor, rezidă în aplicarea constructivă a principiilor dezvoltării durabile statuate de Agenda 2030. Reziliența, solidaritatea, nevoia de a nu lăsa pe nimeni în urmă sunt mai actuale ca niciodată. Aș menționa că actualmente Ministerul Economiei și Infrastructurii este la etapa de elaborare a unei noi strategii pentru o economie inclusivă, durabilă și digitală, care vine și ea cu o nouă abordare în exercițiul de planificare. Vom avea un singur document de planificare pe întreg blocul economic, fiind asigurată corelarea cu pilonul întâi a strategiei naționale Moldova 2030. În lumea marcată de incertitudini și provocări, în plină tranziție verde și digitală, în condițiile unui potențial modest de resurse naturale și locale care le deține Republica Moldova, în condițiile unor tendințe demografice îngrijorătoare, consider că intervențiile de politici care urmează să le aplicăm trebuie să aibă ca țintă punerea în valoare a capitalului uman, asigurarea condițiilor de transformare a provocărilor legate de deficitul de resurse naturale și schimbările climatice în oportunități de recuperare economică, fortificarea rezilienței și creștere economică mai durabilă și inclusivă. În context, este absolut stringentă aplicarea unui mix de politici de intervenție mai ample, mai hotărâte, dar și mai credibile. Și o să repet, de fapt, ceea ce au vorbit și colegii în prezentările anterioare. Deci noi considerăm că dezvoltarea capitalului uman este extrem de importantă. Pentru noi este important ca să asigurăm investiții continue în dezvoltarea competențelor, așa cum sunt cerințele pieții muncii și transformările digitale. În special aici aș evidenția necesitatea de dezvoltarea competențelor pentru tineri. Pentru noi este de asemenea stringentă stimularea activității antreprenoriale și a competiției pe piață, totodată punând accent mai expres pe competitivitatea bazată la rândul său pe inovare și digitalizare. În noile condiții acestei perioade post-COVID, considerăm că utilizarea tehnologiilor digitale este crucială pentru a schimba modelele de afaceri, pentru a oferi noi venituri și oportunități de producere a valorii. Concomitent, o altă țintă importantă este și reducerea impactului negativ asupra mediului din activitățile economice. Aici este imperios să determinăm ce reglementări suplimentare sunt fezabile. Totodată, este important să analizăm și să determinăm și care stimulente
sau reglementări care sunt la moment trebuie eliminate. În acest sens ar fi foarte important pentru noi ca să vedem și care a fost practica sau bunele practice aplicate de alte țări în, aceste, în acest sens. Ministerul Economiei și Infrastructurii și-a asumat un rol lider în tranziția către economia verde, integrând aspectele de mediu tot mai mult în agenda de dezvoltare. Astfel, la elaborarea politicilor de intervenție economice, subiectul impactului asupra mediului este un element de calitate determinant. Ministerul Economiei este responsabil și de susținerea și promovarea politicilor legate de dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru noi, o preocupare este ca să acordăm sprijin întreprinderilor mici și mijlocii pentru dezvoltarea de produse și servicii noi aliniate la obiectivele de dezvoltare durabilă. Aș releva că în contextul situației pandemice COVID, Guvernul Republicii Moldova, chiar și în condițiile unui buget auster, am putut să asigurăm continuitatea programelor de suport pentru mediul de afaceri. Mai mult ca atât, deci au fost lansate și noi programe. Aici, în particular, aș evidenția programul de ecologizare a întreprinderilor mici, mijlocii și programul de digitalizare a întreprinderilor. Aspectele de mediu, echitate de gen, sunt integrate ca criterii de eligibilitate pentru accesarea absolută a tuturor programelor de stat de suport. Un alt element important în contextul discuțiilor de astăzi este problema eficienței energetice. Vreau să menționez că îmbunătățirea eficienței energetice pe întreg lanțul de producere, transport, distribuție, furnizare și consum și dezvoltarea durabilă a sectoarelor energetice, în special aș vorbi despre segmentul energiei regenerabile, sunt factori cruciali pentru a fortifica reziliența economică în perioada post-COVID și în proiecțiunile de țintă a anului 2030. Accelerarea procesului de transformare digitală a țării, inclusiv prin sporirea accesibilității, calității și fiabilității serviciilor digitale publice la nivel central și local, digitalizarea companiilor și educația digitală sunt alți factori determinanți. Cred că cunoașteți mai mult din dumneavoastră că Ministerul Economiei de comun acord cu Consiliul Economic a lansat și o foaie de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltarea comerțului economic. Nu pot să nu vorbesc astăzi și despre continuitatea reformei regulatorii asupra mediului de afaceri. Acesta este un alt activ care trebuie valorificat. Reforma regulatorie nu se produce pentru o singură dată, este un proces continuu care urmează a fi racordat realităților și provocărilor timpului. Diminuarea presiunii administrative este extrem de importantă pentru a susține mediul de afaceri și pentru a stimula creșterea economică durabilă. Ne preocupăm în special și de aspectele de stimulare sau de reglementare a acelor activități conexe cu dezvoltarea sectorului economiei vers. Dacă este să vorbim despre procesul de reforme, sigur că el nu poate fi asigurat fără o susținere investițională. În acest sens, în condițiile bugetului auster, noi sperăm foarte mult la consolidarea cadrului de cooperare cu partenerii de dezvoltare, care vin cu expertiza internațională, cu bunele practici, cu instrumente care ar facilita accesul la finanță. Totodată ne preocupăm și de găsirea unor noi soluții pentru canalizarea remitențelor din diaspora în altele domenii decât consumul, atragerea investițiilor private, inclusiv a migranților în proiectele de dezvoltare economică verde, este de asemenea o acțiune de top în agenda ministerului. Stabilirea
Dacă aș mai putea spune, deci doar câteva clipe, aș vrea să spun că pentru noi este extrem de important de a stabili parteneriate între toți actorii vizați și a conștientiza factorii ce influențează dezvoltarea umană. Eu cred că acestea sunt de asemenea ingrediente determinante pentru succes. În contextul raportului aș vrea să menționez că avansarea Republicii Moldova în clasamentul uman este extrem de încurajată, dar sunt necesare eforturi pentru a menține tendințele concomitent cu promovarea de politici care ar atenua aceste inegalități identificate pentru Republica Moldova. Toți și fiecare din noi putem deveni agenția schimbării. Mă voi opri aici. În final, doar utilizând acest format, aș vrea să exprim gratitudine pentru cadrul de cooperare de durată a Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Economiei și Reformelor cu PNUD Moldova și sprijinul constructiv acordat în implementarea agendei de reforme. Eu vă mulțumesc! Thank you very much, Ms. Pali, for your very hopeful remarks and comments and for outlining everything that the government and the ministry... Mulțumim, doamna Pali, pentru comentariile dumneavoastră și pentru tot ce a făcut ce s-a făcut cu referire la capitalul uman. Toate acestea sunt foarte importante pentru gândire și pentru acțiune în acest sens, atât din numele guvernului, cât și din numele altor actori, factori de decizie a societății civile. Și dacă tot e vorba de societate civilă, avem aici pe doamna Lilia Curc, directorul executiv al Asociației Jurnaliștilor care se ocupă de jurnalism ecologic și turism de mediu. Salutare, doamna Curc! În 2020, raportul de dezvoltare umană cheamă la transformări juste, echitabile, care extind dezvoltarea umană, dar și ușurează presiunea asupra planetei. Este important acest lucru pentru noi, pentru lideri de opinie, lideri ai societății civile. Cum credeți, care sunt mecanismele care sunt disponibile acum pentru societatea civilă, pentru centre analitice, pentru presa locală, astfel încât ca dânșii se poate contribui cu sens la acest efort comun și să fie asigurată o dezvoltare prietenoasă planetei? Mult pentru această oportunitate, pentru invitație. Lansarea raportului Indicului de Dezvoltare Umană, la care suntem astăzi cu toți parte la nivel național, a fost precedată de fapt de un club de presă pe care am avut onoarea să-l moderez în decembrie 2020 și atunci de asemenea am avut oaspeți de rang înalt și am vorbit despre această eră antropogenă, antropocenă în care ne aflăm și care ne-a dus pe tavă consecințele atitudinii oamenilor, atitudinii noastre de stăpân atotputernic. Noi vedem planeta se supraîncălzește, biodiversitatea este tot mai afectată, ecosistemele sunt tot mai vulnerabile. De fapt, omul așa a crezut că este stăpân peste toate, că poate schimba cursul râurilor, că poate tăia pădurile fără consecințe, că poate dirija absolut totul după bunul plac. Dar vedem că nu este chiar așa și natura ne dă semnale. Ce auzim noi ca jurnaliști și ca reprezentanți societății civile în interacțiunea cu cetățenii este că această reacție de mirare, de cumva o neobișnuită situație, vai, n-am mai văzut asta, ce s-a întâmplat, ceva incredibil, nu am mai, prima dată vedem o asemenea avalanșă de ninsoare sau așa, un asemenea cutremur devastator sau furtuna a dat peste noi sau pandemia care a dat peste omenire. Tot timpul ne mirăm că e prima dată. Da, este absolut firesc. Într-adevăr, tot ce trăim noi este pentru prima dată, pentru că anterior, pentru că resimțim presiunea pe care am făcut-o noi ca oameni ani de zile asupra naturii, crezând că suntem stăpânii naturii. Eu cred că, și din calitatea mea de jurnalist de mediu, de aproape 20 de ani, și în calitate de membru al societății civile, cred că rolul nostru ca societate civilă este tocmai să aducem această informare și schimbare de percepție asupra lucrurilor către publicul larg, către cetățeni. Pentru că să devenim acea punte de legătură între savanți
să descifrăm limbajul poate neînțeles pentru publicul larg și să-l aducem către cetățeni. Am testat, de fapt, și cum reacționează oamenii. Iată, pot să zic că oamenii se bucură când noi îi lăudeam și totodată se întristează când îi criticăm. La fel și decidenții și factorii de decizie. Și dacă noi vom da mai multe exemple pozitive, sper că vom încuraja oamenii să preia bunele practici și să le perpetueze. Dar totodată, ca jurnaliști de mediu, cred că este foarte important și ca societate civilă să spunem răspicat și atunci când politicienii sau agenții economici vin cu decizii în defavoarea mediului. Cred că prin informare ecologică, prin îmbunătățirea comunicării cu publicul larg, noi putem modela comportamentul. Noi putem aduce oamenii la un comportament mai prietenos cu mediul, pentru o dezvoltare mai durabilă. Ați întrebat la început domnul profesor Vaculovski cum ar vedea dumnealui viitorul specialist. Dacă aș fi eu întrebată, aș spune că un viitor agent economic eu îl văd ca o persoană prietenoasă cu mediul, care ia decizii ca să-și dezvolte afacerea, dar neapărat să fie în armonie cu mediul. Cred că lucrurile acestea trebuie dezvoltate și început a fi pusă baza de la grădiniță, atunci când pornim educația, sau chiar din familie, de la primele înțelegeri în conștiința unui viitor cetățean și terminând cu factorii de decizie, terminând cu parlamentul, cu guvernul, cu parlamentul, cu președinția. Cred că este important și ce ne lipsește în Republica Moldova este veriga de educație ecologică. Din păcate, trebuie să spunem că nu avem educație ecologică în școală, de exemplu, nu avem o materie dedicată educației ecologice și comportamentul prietenos mediului cumva este pasat pe umerii multor actori și ajungem la faptul că nu are loc în mod consecvent această educație și conștientizare ecologică. Cred că ține de fiecare dintre noi să fim mai responsabili față de mediu, să respectăm legislația. În cazul dat, legislația de mediu, pentru că avem o legislație bună în Republica Moldova, este important doar să o respectăm. Și în felul ăsta vom asigura acest drept la un mediu sănătos, la dreptul mediu sănătos să-l aibă și generația noastră, ca generație prezentă, dar și generațiile viitoare. Pentru bunăstarea, pentru sănătatea fiecăruia. Îmi doresc în Republica Moldova o dezvoltare verde și o recuperare post-COVID-19 de asemenea verde și sper că societatea civilă va fi în continuare un actor important în această transformare și mulțumesc partenerilor de dezvoltare. Mulțumesc PNUD Moldova, Ambasada Suediei, Uniunea Europeană și toți ceilalți parteneri de dezvoltare care încurajează și susțin dezvoltarea societății civile ca un actor forte în promovarea dezvoltării durabile. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you so much, dear Lilia, Ms. Kurk, for your... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Kurk, pentru aceste remarci de valoare. Într-adevăr, avem nevoie de eforturi în comun, după cum a menționat și domnul Vaculovski, dar și cum ați menționat și dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să încercăm să dezvoltăm această abilitate în fiecare din noi de a avea parte de o atitudine prietenoasă față de mediu. Și acum vreau să ofer cuvântul lui José Luis Pascual. Deci, domnule, dumneavoastră prezentați companiile private, sectorul privat. Deci, prezentați unul din cele mai mari prestatori de servicii din țara noastră. Deci, am vorbit în raport și despre valorile sociale, despre normele sociale care sunt foarte importante pentru schimbări și după care înțeleg eu, dumneavoastră, de asemenea, ați făcut parte dintr-un experiment care ați dori, de fapt, să ne le expuneți. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Bună, vă mulțumesc, bună ziua tuturor! Da, într-adevăr, noi am realizat un experiment destul de interesant și, de fapt, împreună cu PNUD Moldova, acest experiment a fost orientat pentru a confirma
deficiență normelor sociale, valorilor sociale, modelelor sociale, combinându-le de asemenea cu o remunerare pozitivă pentru a contribui la o satisfacere personală pentru a avea parte de un mediu mai sănătos. Deci, care a fost experimentul? Ideea este că PNUD Moldova a propus să avem parte de un consum mai eficace și am încercat să pregătim două seturi de scrisori care compară un grup de clienți care sunt foarte eficienți, adică consumă energie mai puțină, cu un alt grup de clienți, de consumatori, care de fapt consumă peste medie. Și noi le-am încercat să avem aceste scrisori anonimizate, dar ne-am axat anume pe aceste grupuri de consumatori pe care le-am specificat și am trimis această scrisoare, aceste informații și am încercat să-i convingem să participe la acest experiment, de asemenea să ne ofere careva sugestii cum dânșii într-o modalitate mai simplă ar putea să reducă consumul de energie în comparație cu vecinii lor mai eficienți. Deci, ne-am avut parte de 120 de gospodării cu un consum mare de energie care au fost selectate în Chișinău în mod aleatoriu și am distribuit aceste gospodării în două grupe. Am trimis aceste scrisori cu privire la consumul de energie către aceste grupuri. Deci, pentru un grup, aceste scrisori utilizau aceste valori în care arătau că precum că ei, de fapt, consumă mai multă energie în comparație cu vecinilor mai eficienți, iar pentru un alt grup de clienți, noi am utilizat o scrisoare similară, dar utilizând niște termeni mai monetari. Deci nu expuneam informația în kilowatt per oră, dar în lei. Și după care am avut și un grup de referință, de asemenea de consumatori care au mers mână în mână cu grupul de control pentru a compara rezultatele. Și de rând cu facturile pentru electricitate, noi am trimis aceste scrisori și către clienții din Chișinău și noi am constatat că din numărul gospodăriile care au primit această scrisoare și-au redus consumul de energie cu aproximativ 2% în acea lună, în luna care a urmat după ce au primit acea scrisoare. Deci, și acesta un nivel consistent de 2%, după care noi am realizat acest experiment din nou și am constatat că într-adevăr este ceva sustenabil. Deci acele obișnuințe care ei și-au dezvoltat după ce au primit aceste scrisori au fost niște obișnuințe consolidate, sustenabile. Deci aceste 2%, bun, poate vă sună că 2% nu este atât de mult, dar oricum, într-adevăr, acestea reprezintă un volum destul de mare de megawatts per oră, care este, de fapt, echivalentul unui nivel destul de mare de emisie CO2. Deci, noi avem două lecții însușite din acest experiment, doar, da, normele sociale și valorile sociale pot fi stimulate într-o modalitate destul de simplă pentru a stimula și consumatorii astfel încât să se ajusteze destul de rapid și să-și schimbe conduitele lor de consum și, de asemenea, acele scrisori care au fost trimise către grupul de referințe, grupul de control, de asemenea, s-au dovedit a fi destul de benefice. Deci, vrem să mulțumim PNUD Moldova pentru faptul că ne-au selectat pentru a colabora cu dânșii în acest experiment, deoarece, într-adevăr, există posibilitatea de a îmbunătăți situația, de a veni cu mai multe economii, de a avea parte de un consum mai eficient al energiei, utilizând normele sociale și valorile sociale. Vă mulțumesc mult!
Vă mulțumim, domnule director Gomez Pascual, deci, da, într-adevăr, a fost un experiment destul de interesant. Dacă noi comparăm cheltuielile noastre cu vecinul, atunci putem să facem niște economii. Și de ce oare să nu facem mai frecvent? Este ca un impuls, astfel încât să încurajăm pe toți să fie mai respectuoși și să gândească mai mult la consumul lor de energie. Colegi, noi suntem la finele acestui eveniment, dar avem o întrebare de parte unui sunt stand din Republica Moldova, care este pentru domnul director Consensan. Deci sunteți aici cu noi, sper eu, și întrebarea este cu privire la următoarea. Credeți oare dumneavoastră că schimbările pentru mediul climat, care a fost estimate în acest raport, sunt reversibile aceste schimbări în mod realistic? Și dacă nu, oare cum vom ajustarea la aceste schimbări ne va schimba, de fapt, viața noastră, viața oamenilor? Vă mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând, vreau să spun că, de fapt, am putut înțelege discuțiile chiar și fără traducere. Deci, cred eu că aș putea să vin și în Republica Moldova și aș putea să comunic, cred că acolo, destul de bine. Deci, cred eu că este o întrebare destul de importantă. Una din schimbări survenite nu sunt reversibile, din păcate. Deci, atunci când ne confruntăm cu specii care sunt pe cale de dispariție sau care au dispărut deja, sunt într-adevăr o pierdere irreversibilă. Și am oferit și exemplu biodiversității. De ce? Deoarece, uneori, nu este atât de prezent în știri acest aspect, acest subiect, ci nu mereu acest subiect atrage atenția factorilor de decizie, așa cum atrage atenția subiectul de schimbări climatice. Dar, în general, dacă să vorbim despre cele schimbări care au survenit în biodiversitate, într-adevăr vor avea parte de repercursiuni pe parcursul a unui șir de ani. Deci, scara celor schimbări pe care avem noi în jurul nostru vor avea o amploare enormă pentru viețile noastre. Unele din aceste schimbări nu vor fi reversibile. Dar ceea ce este posibil cu certitudine este ca noi, în mod colectiv, dar de asemenea și în mod individual, să avem parte cu niște, să venim cu reducerea riscurilor, să venim cu reducerea presiunilor planetare. Și am auzit și din partea lui José Luis, colegul nostru din partea PNUD-ului, care ne-a oferit o ilustrare a modului cât de rapid lucrurile se pot schimba. Și sigur că nu există o singură soluție pentru a realiza aceste schimbări, dar sigur că trebuie să ne mobilizăm cu toții, și elaboratorii de politici, și factorii de decizie, să o schimbăm și normele sociale, și valorile sociale, și să încercăm să stimulăm această mobilizare, așa cum a fost făcut în foarte multe părți ale lumii, și eu cred că dacă o vom face, atunci vom avea parte de o șansă să reducem aceste riscuri de presiuni planetare, la sigur. Vă mulțumesc mult, colegi, doamnelor și domnilor, excelențelor, secretarele de stat, doamnelor și domnilor, suntem la finele evenimentului nostru. Vreau să vă mulțumesc tuturor dumneavoastră, toți vorbitorilor, tuturor paneliștilor pentru participarea dumneavoastră activă, pentru faptul că ne-ați răspuns la întrebările din partea publicului. Am auzit astăzi atât de multe interesante contribuții din partea tuturor pe parcursul acestor discuții. Colegii noștri se vor asigura că vă vor răspunde la toate întrebările care vor mai parveni, dar discuțiile cu privire la conținutul acestui raport, sigur că va continua în Republica Moldova, în universități, în centrele analitice, pe parcursul următoarelor săptămâni, de exemplu, săptămâna viitoare, doamna Dima Al-Khatib va vizita Universitatea de Stat din Republica Moldova, unde va lua cuvântul cu privire la acest subiect în fața studenților. Și o lecție însușită, o concluzie din acest eveniment, pe care noi cu toți o putem concluziunea astăzi este că după mulți ani de discuții cu privire la acest subiect,
vedem cât de important este să oferim o atenție specială pentru o abordare centrată pe om pentru dezvoltare atunci când vorbim despre elaborarea de politici, când vorbim despre dezvoltarea economiei în țara noastră, în alte țări, și cât de important este să implicăm cât de mulți actori posibili, cât de multe părți în acest dialog, astfel încât rezultatul să fie unul inclusiv. Raportul de dezvoltare umană din 2019 s-a axat pe inegalități și de atunci am avut parte de niște discuții enorme în țara noastră. Raportul din acest an de asemenea a dus la niște discuții enorme, deci ceea ce înseamnă că această abordare este una foarte necesară în țara dată. Deci, cred eu că punem capătul live streaming-ului aici și veți avea posibilitatea, de asemenea, să găsiți înregistrarea acestui eveniment pe pagina Facebook a PNUD Moldova. Vă mulțumesc foarte mult și să aveți parte de o bună zi în continuare!